Economia României ar urma să înregistreze o creștere de 7%. Asta arată cel mai nou raport publicat marți de Instituția Financiară Internațională. Conform noilor prognoze ale FMI, în Uniunea Europeană doar Irlanda, Estonia și Ungaria vor înregistra în 2021 o creștere economică superioară României. În ceea ce privește inflația, FMI și-a revizuit semnificativ estimările. Instituția estimează că România ar urma să înregistreze o creștere medie anuală a prețurilor de 4,3% în 2021. În 2022, creșterea mediei a prețurilor ar urma să fie de 3,4%. Teona și Andreea au dezbătut subiectul cu Claudiu Vuță, analist economic la Projecti.ro la Business Channel. Iată că FMI crede în recuperarea economiei românești. Ce va susține mai exact această creștere a PIB-ului? Practic, care sunt sectoarele care țin, iată, PIB-ul cu capul la suprafață în 2021? Consumul va trage în sus creșterea economică, dar aș vrea să spun ceva în legătură cu rata inflației prognozată de către FMI. Chiar astăzi, Institutul Național de Statistică a prognozat 6,3. Pardon, a spus că 6,3 avem inflație an-an, iar opinia mea este că la final de 2021 ne vom începe către 7,5-8%. Este o mare diferență față de cifra de 4,3 pe care a fost promovată de către cei de la FMI. Domnule Vuță, dincolo de 2022, ritmul de creștere a economiei românești va încetini, astfel că în 2026, spune FMI, va ajunge la 3,5%. De ce vom pune frână? Nu cred că este foarte corect să mergem chiar atât de departe până în 2026 cu previziunile. La momentul actual, economia României este într-adevăr în creștere, însă rata inflației de anul acesta va anula practic creșterea economică. La anul ne așteptăm să intre bani din PNRR și să înceapă investițiile în infrastructură și alte domenii care vor fi prioritare pentru dezvoltarea României, construcția de autostrăzi și așa mai departe. Dar până în 2026 acest program trebuie să se finalizeze și acele proiecte să aibă succes. Totuși, ne ducem destul de departe până în 2026. Eu m-aș uita mai degrabă la anul, ce vom face și nu cumva să intrăm, de exemplu, în incapacitate de plată. Sunt puțin ironic acum, sper să nu intrăm totuși în geang. Pe 22 octombrie Fitch ne va evalua. Atât timp cât persistă diferențele enorme în accesul la vaccinuri, inegalitățile cu privire la rezultatele economice și sanitare vor crește, ceea ce va crea practic noi divergențe între două grupe de țări. Cele care se pot aștepta la extinderea normalizării la finele acestui an, adică aproape toate economiile avansate, și cele care se vor confrunta cu impactul negativ asupra economiei și sănătății de pe urma revenirii infecțiilor, spune FMI în raportul publicat marți. Unde credeți că se va încadra România aici? Unde se va încadra? În momentan suntem campioni nevaccinări în Europa, noi și prietenii noștri bulgari. Circulă o glumă pe internet, astfel încât dacă e să dispară toți de pe planetă din cauza vaccinării, vor rămâne doar noi și bulgarii. Nu este în regulă ce se întâmplă. Oamenii n-au înțeles faptul că este important să se vaccineze pentru a se proteja pe ei înșiși, nu neapărat pe cei de lângă ei. Dar cred că dacă nu vom continua ritmul de vaccinare susținut, ne vom confrunta cu probleme în raport cu partenerii europeni, de ce nu și chiar și cu libertatea de mișcare.